Guvernul a stabilit ca vineri 2 decembrie 2022 să fie zi liberă pentru salariații din instituțiile și autoritățile publice, întrucât miercuri 30 noiembrie este Sfântul Andrei, iar joi 1 decembrie este Ziua Națională, astfel România ar urma să aibă o mini-vacanță de 5 zile în perioada aceea a anului. Dispozițiile prezentului act normativ nu se aplică magistraților și celorlalte categorii de personal din cadrul instanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în ziua de 2 decembrie 2022 și nici participanților în aceste procese. Pe lângă 1 și 2 ianuarie, care au căzut în weekend, prima zi liberă legală cu adevărat va fi luni, 24 ianuarie, când românii sărbătoresc Ziua Unirii Principatelor Române.